Slăvit să fie Domnul! Bine ați venit la casa Domnului și hai să lăudăm cu Domnul această seară cu cântarea Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Să binecuvântăm pe Domnul nostru care ne-a dat acest timp de har și binecuvântare. Încă o dată să fim în casa de rugăciune. Și haide, dacă nu este prea greu cu toții, să ridicăm picioare, lăudăm pe Domnul prin această cântare. Amin! Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria. Să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. Să
peste noi tu mâna ta. Frați și surori, ne bucurăm din toată inima și în această după-amiază să fim împreună în casa Domnului și să ne bucurăm de contextul acestei sărbători minunate, care pentru noi înseamnă foarte mult. Și uitându-mă în Psalmul 133, 3 versete, uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Slăviți să fie Domnul! Un cuvânt foarte frumos și, dragii mei, ne dăm seama că este bine și plăcut atunci când noi suntem împreună, atunci când Duhul Sfânt este și locuiește în fiecare dintre noi, și atunci când la modul personal, și atunci când și la modul spiritual, Dumnezeu este Cel care binecuvintează și Duhul Sfânt lucrează în noi neprihănirea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Dragii mei, aș vrea să facem o rugăciune. Și în seara aceasta, ca întotdeauna, noi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dacă am venit la adunare în seara aceasta și noi nu plecăm de aici transformați de Dumnezeu, prin cuvântul Lui, prin tot ceea ce se va sluji în această seară, în locul acesta, atunci noi am venit și a fost bine, a fost poate ceva din punct de vedere social, dar eu mă rog Domnului din adâncul inimii, dragii mei, frați și surori, este bine să ne vedem fețele, este bine să ne întâlnim în casa Domnului, dar cel mai bine este că atunci când noi venim în casa Domnului, Duhul Sfânt să fie prezent în noi și legătura aceea frățească să existe între noi. Unitatea de care avem nevoie, pentru ca Duhul Sfânt să lucreze, este nevoie de unitate. Haideți să intrăm într-o rugăciune pe care vrem să o facem și în prima parte a rugăciunii să mulțumim lui Dumnezeu pentru toată lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Aș vrea din adâncul inimii să-i mulțumim pentru lucrarea Duhului Sfânt în noi înșine. Și apoi, în a doua parte a rugăciunii, în seara aceasta, toată slujirea care va fi, este nevoie de ungere, este nevoie de călăuzire. Noi depindem de Dumnezeu așa cum depindem de aer pentru plămâni, pentru ființa aceasta, pentru partea fizică a ființei noastre ca noi să trăim. De aceea, dragii mei, haideți să venim înaintea Domnului, haideți să ne bucurăm, haideți să ne rugăm pentru cei care sunt la conferința aceasta, la convenția aceasta, cum o putem numi, la Georgia, fratele Cosmin este acolo, să ne rugăm pentru frații noștri care călătoresc pe troc. Și dacă pe lângă toate celelalte, dacă avem careva vreo dorință specială, haideți să ridicăm o mână înaintea Domnului. Slăviți să fie Domnul! Așa cum suntem, dragii mei, intrăm în rugăciune și Domnul să ne asculte rugăciunea.
Vă rog cu mult respect să vă reocupați locurile. Aș vrea să pun o întrebare. Fratele Dima este acolo în office la translatare și dacă cineva are nevoie de un device sau cineva are nevoie să se folosească de acest mijloc prin translatare, vă rog să ridicați o mână în sus. Does anyone need translation tonight? Ok, atunci dacă nu avem nevoie, fratele Dima va veni cu noi împreună cu familia lui în adunare. Dragii mei, haideți să stăm în prezența lui Dumnezeu rugându-ne și binecuvântarea Domnului să fie peste toată slujirea care va fi în această seară și mă rog ca numele Domnului să fie slăvit, iar noi să ne bucurăm în Domnul. Amin. Azi Duhul Sfânt e roua dimineții, peste pământ cel ce răscumpăra. E aurora bucuria vieții, puterea celui ce mângâia. Azi Duhul Sfânt e o binecuvântare a mângâierilor de la Lusar. Dacă treci prin încercare și n-ai niciun ajutor, nu uita când cer Mesia pentru veci ți-e salvator. Nu uita când cer Mesia pentru veci ți-e salvator. Dacă în barca vieții tale vântul bat fără încetare, nu te teme căci Iisus în tine.
ajutor, un solan său. El te va păzi de rele, îți va fi ocrotitor. El te va păzi de rele, îți va fi ocrotitor. Dacă în barca vieții tale vântul bat fără încetare, nu te teme căci Iisus întinde o mână de sus. Cerul este locul minunat
Mai mult eu nu pot.
să iubesc. Binecuvântat să fie Dumnezeu nostru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în veci de veci. Amin. În seara aceasta mi s-a spus că, fiindcă tinerii sunt plecați, am ocazie să vorbesc în limba română. Mă puteți să cercetați după aia unde am mai greșit, dar e bine să exersăm. Oricum nu vrem altceva decât Hristos să fie predicat între noi și El înălțat. Haide, dacă nu vi este prea greu, să indicăm în picioare, vom citi câteva versete. Deschideți împreună cu mine Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetele 15 la 18, versetul 26 și câteva versete din capitolul 16. For the kids, even though I'll be preaching in Romanian, open the Bibles and follow along John chapter 14, verses 15 through 18 and verse 26. Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Versetul 26. Dar Mânghietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl voi trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Acum deschideți la Ioan 16, versetul 5. Ioan 16, versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mânghietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mânghietorul, Duhul adevărului, are să făcălăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Puteți lua locurile. Iubiți credincioși, dragii mei frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că încă o dată suntem în casa Lui și în această seară, în această zi, cu toate că am spune o zi calendaristică, este bine și oarecum interesant, în special la tine, să vorbești despre Duhul Sfânt, despre puterea cu Duhul Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, cum Duhul Sfânt lucrează, pentru că este ceva actual, este ceva practic, este ceva care eu, crescând într-o familie pentecostală, nu pot să neghez sau să nu cred că există Duhul Sfânt, botez cu Duhul Sfânt, prorocii, descoperiți și așa mai departe. Și eu am întâlnit un prieten care, din câte știu, nu era credincios, un om deștept, un bărbat care a devenit electrical engineer și așa mai departe. Și când eram la facultate, știu că am petrecut liceu împreună, cânta foarte bine din trompetă, în muzică, așa mai departe. Un băiat talentat, oarecum. Și după o clasă care am avut împreună, mergeam în parcare la mașinile noastre. Și zice, Joseph, zice, am să spun o întrebare. Știu că, zice, te-am văzut cu Biblia la liceu, așa. Zice, știi ceva despre Duhul Sfânt și lucrarea Lui? Zic, știu ceva.
Și zice, am întâlnit o biserică în care cineva m-a captivat atenție. Zice, o biserică mică de americani, unde se spune că este o vorbire în alte limbi și descoperiri. Și sunt foarte curios despre aceste lucruri. Și eu am spus, cum este? Cum e învățătura? Zice, eu cercetez Scriptura, să fiu sigur că ce se predică acolo este în Scripturi. Și m-am bucurat să văd că în zilele noastre, în tumultul lumii acestea, există oameni care sunt curioși și care, în căutarea lor pentru adevăratul Dumnezeu, Dumnezeu se revelează. Și astăzi și ei înțeleg, chiar și un american în care nu e din familie de creștini, despre lucrarea Duhului Sfânt și ar vrea să cunoască mai mult. Și ar vrea să primească botezul cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Există o dorință în inima omului despre veșnicie. Și faptul că Duhul Sfânt, desuori noi spunem și într-adevăr este o putere. Dar noi ne rugăm și cuvântul Domnului spune că este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Domnul Iisus Hristos, Fiul, da? Și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și dacă tu ești pecetulit cu Duhul Sfânt, ești parte de o minune deosebită. Nici o altă religie pe pământul acesta nu poate să declară că Dumnezeul lor locuiește chiar în inima lor. Pentru că Pavel scrie și spune, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Noi suntem templul Duhului Sfânt? Ai ceva cu care oarecum poți să te mândrești? Spune, Dumnezeul meu, nu doar că este cu mine, ci este în mine, prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și de aceea când aud despre umplerea cu Duhul Sfânt, despre puterea cu Duhul Sfânt, eu tare mă bucur când văd un suflet, fie tânăr, fie mai în vârstă, care cere botezul cu Duhul Sfânt și Dumnezeu, în bunătatea, în durarea Lui, îl botează, o botează cu Duhul Sfânt. Ne bucurăm pentru că e un suflet adăugat în familia Lui Hristos. Și acel suflet nu mai este al lumii acestea, nu mai este al Lui, ci este al Domnului, slăvit să fie Domnul. Nu este o minune? Și de aceea mă gândesc deseori când m-am plecat pe genunchi la rugăciune, în seri de rugăciune, mai ales la case. Și când Duhul Sfânt vorbea prin proroci și vorbește, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, ce mare har! Noi creatura, Dumnezeu Creatorul, să ne vorbească într-o limbă care noi înțelegem. Noi să ne vorbească nouă. Gândește-te tu ca un om mare, să vezi o furnică. Tu să vorbești unei furnice și acea furnică să te înțeleagă. Oare cât de mare e Dumnezeul nostru și cât de mici suntem noi, ci totuși Dumnezeu ne iubește, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vorbim în această seară un pic despre Duhul adevărului, despre Duhul Sfânt. În Ioan capitolul 14 ne spune în primele 4 versete care am citit despre acest Duh Sfânt care este un mânghietor. Duhul Sfânt este mânghietor. În lumea aceasta, în viața zi de zi, ca tată, cu îngrijorările lumea acestea, cu stresul care parcă se înmulțește în fiecare zi, cred că mai mult ca orice când toți avem nevoie de mânghiere, nu-i așa? Și mă rog, Doamne, mânghiere și în seara aceasta. Și în viața noastră. Eu aș vrea un Dumnezeu care are milă de noi. Un Dumnezeu care mânghie. Este cântarea aia care oarecum a început să se cântă la mormântări, dar nu îi dă mormântare neapărat. Și începe, nu pleci de la mine, Iisus, strigă inima. Spre alții vești milă de sus, fă și mie așa. Și mi-amintesc, în vârstă de vreo poate 18 ani, mergeam cu mașina și am dat drumul la radio și nu era un radio, o stație creștină neapărat, era muzică clasică. Și cel care vorbea acolo zice, iată că intrăm într-un sanctual, cred că în statul Tennessee sau Kentucky, și zice, e numită sanctualul ăsta despre unul Samuel, nu știu mai cum. Nu mai amintesc numele de familie. Și zice, până vom începe scena noastră de muzică, vreți să dăm cinste omul acesta. Cine e omul acesta? Un evanghelist care mergea din sat în sat, aici în America, spre sfârșitul secolului 19. Și la un moment dat, obosit de atâta trudă, obosit de atâta luptă și însetat, i-a venit aceste cuvinte la această cântare. Nu era el mare scriitor de cântări, dar Dumnezeu a avut har față de el și a scris, nu pleci de la mine, Iisus, că milă fiecare avem nevoie. Fii mai mic, fii mai bătrân,
Ori într-o zi ai o zi rea. Poți să fii astăzi puternic și mâine doborât de întristare. Dumnezeu să ne mânghie și să lasă mânghierea peste fiecare familie. Și Dumnezeu își arată mânghierea prin Duhul Sfânt, pentru că El este mânghietorul, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că El este mânghietorul, zic, Doamne, vino în inima mea, vino în familia mea. Cum e cântarea? Vino și în casa mea, vino și în casa mea. Mi-amintesc într-o seară în Sacramento, la o bisericuță foarte mică, un prieten a zis, voi merge la acea biserică? Zic, dar ce este acolo? Zice, niște frați musafiri, printre altele, nu mi-aduc aminte de acel nume de frate, un frate din Ucraina, și a avut o frumoasă mărturie. Zice, fraților, mă rog pentru Duhul Sfânt să se arată în mod profund în viața mea. Deci am trecut așa într-o etapă în viața mea unde simțeam tot mai rece. Nu aveam dorință de rugăciune. Parcă ziceam, unde ești Tu, Doamne? Unde ești cea puteri prin Duhul Sfânt și rugăciuni înfocate? Zice, seară în seară mă rugam și plângeam. Și ziceam, Doamne, arată-mi încă o dată Duhul Sfânt. Mai vreau să simt o dată acea putere deosebită. Și zice, într-o seară Dumnezeu i-a făcut har. S-a pus pe genunchi și s-a rugat. Și în timpul rugăciunii a avut o vedenie. Și a văzut un porumbel alb lângă el. Și Domnul a zis, eu sunt lângă tine. Dar eu nu mă arăt cu putere de fiecare dată, cum crezi tu. Că altă dată eu sunt chemat și ca mânghietor să-ți las ție mânghiere. Slăvit să fie Domnul. Avem nevoie de mânghietor, dragii mei, frați și surori. Și mă rog, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău ce sfânt. Și fă ca Duhul Sfânt să locuiască în noi, din plin, slăvit să fie Domnul. În versetul 18, nu vă voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi. Și în momentele grele de încercare, ca și astăzi, lumea aceasta atât învășmată, deschid pe YouTube și caut o cântare. Și acum este cu AI, inteligența artificială și așa, tot să-ți faceți recomandări. T-ai uitat la video ăsta, sau ai ascultat această cântare, avem recomandări în care pur și simplu mă obosește. Și dau acolo și aproape nu e nimic ziditor. Fiecare spune, uite aici, o experiență nemaipomenită, o cântare prin Duhul Sfânt. Și altă dată este o cântare din lume, numai compusă în cuvinte creștine. Și am zis, dar parcă nu e ceva autentic. Și mă uit și sunt dezamăgit. Lumea fiecare trâmbiță în stânga și în dreapta. Și așa m-a tulburat sufletul și am zis, Doamne, ce să fac? Nu știu ce să mai fac. Nu știu încotro să iau. Sunt deznădăjduit. Și Dumnezeu în bunătatea Lui trimite Duhul Sfânt ca mânghietor. Și spune, eu sunt cu tine. Eu nu te las. Nu căuta la oameni. Nu-ți căuta zidirea pe YouTube. Găsește pe genunchi în rugăciune și în citirea cuvântului. Stai în părtășie, în rugăciune cu Dumnezeu și vei vedea cum vine Duhul Sfânt. Te va cerceta. Vei avea descoperiri noi din cuvântul lui Dumnezeu. Mă amintesc, la vârsta de 18-19 ani, citeam Biblia, mergeam acasă după lucru, stăteam la marginea patului și pur și simplu începeam să plâng. Nu că mi-a frică de ceva, dar am citit un psalm de dimineață și am cugetat la el și am găsit ceva nou în acel psalm, într-un singur verset. Și am zis, Doamne, ce bogat ești Tu! Ce minunat ești Tu! Când aud oameni precum Charles Spurgeon, care a zis, un om care a citit Scriptura așa de mult, a scris atâtea zeci de predici și care Dumnezeu l-a folosit într-un mod aparte. Și l-a întrebat pe cineva, cât de profund știi tu cuvântul lui Dumnezeu? Și el a zis, adâncimea apei lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, eu nici cu vârful degetul nu l-am atins. Și zic, Doamne, ce bogăție în cuvântul Tău. Și îmi dau seama, este Duhul Sfânt care descoperă cuvântul lui Dumnezeu, care îți vorbește ca eu și tu să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru viața mea și pentru viața ta. Dragii mei, nu mai alerga la oameni. Alergați la cuvântul lui Dumnezeu și la Duhul Sfânt. Rugați-L. Domnul a zis, cine cere, capătă. Cine bate, îi se deschide. Vă întreb, ați cerut lui Dumnezeu în rugăciune, Doamne, descopere-te? Doamne, vreau să cunosc ceva mai adânc, mai profund despre Tine.
V-ați rugat? Oarecum altă dată am mărturisit. Când auzeam frații bătând, spunea, la noi când a venit pogorârea cu Duhul Sfânt la cercul de rugăciune și botezul, simțeam ca și cum am băgat degetul în priză. Și eu când am primit, n-am simțit așa. Și m-am întrebat, Doamne, oare eu am Duhul Sfânt ca frații bătrâni sau nu? Și am zis, Doamne, dacă este așa, vreau să gust și eu, să văd și eu exact această experiență. M-am rugat o zi, m-am rugat două zile, o săptămână, două, câteva săptămâni. Și într-o seară la o cer de rugăciune, neașteptând, a venit prezența Duhului Sfânt peste noi în acest cer de rugăciune. Și am simțit ca cineva a băgat degetul meu în priză și m-am cutremurat. Dar nu de frică, ci lăudam pe Dumnezeu și simțeam că zburam spre cer. Și am zis, o, mare ești Tu, Doamne! Cere lui Dumnezeu ca El să se descopere ție, ca Tu să cunoști, Tu să fii rădăcinat, să știi că Dumnezeu nu te lasă orfan. Când ești în întristare, mă gândesc de multe ori, când am trecut prin stările mele de depresie, de întristare, în care am crezut că sunt singur, că așa face vășmașul. Te pun într-un colț să spui, să crezi că tu ești izolat și nimeni nu-i pasă de tine. Și când vine oamenii răi în lumea aceasta, să te termine pe tine și casa ta, să nu mai ai speranță. Așa face vășmașul. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui te întărește și te zidește. Îți întinde o mână și te ridică. Și mi-aduc aminte de acea vis care a avut împăratul Nebucadnețar, în care a zis că a văzut o statuie mare, fel și fel, aur, argint, metal și așa mai departe, aramă. Și zice că s-a desprins o piatră, a lovit acea statuie, a făcut o scrum, dar din cea piatră s-a făcut o împărăție, care se extinde pe tot fața pământului și care este veșnică. O, avem credință, dragii mei frați și surori. Nu este sfârșitul lumii aici, pe pământ, alergarea noastră. Domnul Iisus a zis, mă duc să vă pregătesc un loc. Există o nădejde care dă Duhul Sfânt. De ce El este chemat Mânghietorul? Până și ziua de astăzi, și ziua de mâine. Ca eu și cu tine să trăim viața noastră cu un scop, cu un motiv, cu convingere. Să spui, eu mă lupt pentru credința de-a Sfinților, dată pentru totdeauna. De ce? Pentru că mă așteaptă o împărăție veșnică. Mă așteaptă clipe minunate. Dacă o clipă în rugăciune, în prezența Duhului Sfânt, este o minune. O, oare cum va fi acolo sus în ceruri? Când toți care cântăm și se dăm cântăreți, se cânt în corurile de îngeri în prezența lui Dumnezeu. Sau o fanfară imensă și mare, toate care strigă laudă și glorie mele lui Dumnezeu. Când te gândești la așa ceva, și Dumnezeu ne face parte de har să o gustăm din când în când pe pământ aici. Nu așa că îți dă imbol și curaj să mergi înainte. Eu nu mă las, Doamne. Și cum cântăm când este zi de botez. M-am hotărât să urmez pe Domnul. Și înapoi eu nu-i voi da. Dragul meu frate și soră, Duhul Sfânt îți dă imbol și curaj ca să mergi înainte. Acest mângâietor este cu tine și în tine prin credință. Slăvit să fie Domnul. De aceea te rog, lucrează și pentru Dumnezeu și cere de la El să fii umplut, să fii clăuzit în fiecare zi. Poate ai la lucru oameni care te înțeapă, oameni care caută cu orice preț, pentru că nu-i, pur și simplu nu-i place de tine, sunt deranjați de tine, pentru că tu ești creștin. Am trecut pe acolo, în care supervisora mea, la orice lucru mărunt, și ziceam, de ce mă tot sapi? Ce-i cu tine? Dar în loc să mă iert în ceartă cu ea, plecam de acasă și până să plec, mă rugam, Doamne Dumnezeule, fii cu mine prin Duhul Sfânt. Dă-mi cuvinte să știu ce să spun această femeie, ca să nu fac probleme acolo. Dă-mi trecere înaintea celor mari. Da, Duhul Sfânt îți dă trecere. Dar duce aminte Apostolul Pavel, era înaintea Festos, era înaintea oameni mari în Cezarea. Și acolo Duhul Sfânt i-a dat cuvinte deosebite, în care și el a zis, era atât să mă faci și pe mine să fiu creștin. Da, Duhul Sfânt îți dă cuvinte ca să te aperi și să stai în picioare. De aceea, în seara aceasta, iarăși zic, ia Duhul Sfântul lui Dumnezeu în inima ta și mergi cu Duhul Sfânt și niciodată nu fă o decizie fără Duhul Sfânt. Este nevoie ca El să ne călăuzească, amin? Amin. Și nu doar în biserică, și în lucrurile zi de zi. Uneori te gândești,
Oamenii de nu spune o coincidență. It's a coincidence. Cumva că tu ai hotărât să faci acest lucru și ți-a reușit. Nu. Nu-i coincidență. Dumnezeu a vegheat. Tu i-ai ascultat și Duhul Sfânt a lucrat. Când am primit geabă de aici, din South Carolina, și am ajuns, l-am întrebat pe șeful meu, oare cum să întreb așa ceva, proaspăt câteva săptămâni la job. A zis, domn șef, nu vă supărați, totuși, poate erau alți candidați, de ce m-ați ales pe mine? Și bătrânul care este assistant resident engineer, adică al doilea, după șef, zice, m-am sfătuit cu el și el zice, s-a ajuns la un moment dat între doi candidați, tu și un candidat din Greenville. Și zice, ăsta era local, lucra deja pentru noi, dar a zis că nu-i plăcea unilor colegi la office-ul din Greenville și a vrea să meargă aici la Spartanburg. Bine, dar eu am zis, tu nici nu mă cunoști, sunt ca un străin, de pe cealaltă coastă a Americii. Și zice, nu eram hotărât, dar bătrânul a zis, mă, hai să dăm și eu șanță lui băiatul ăla din California. De ce nu? Noi spunem că și de la sorți. Oamenii de lume spune, you were lucky, ai fost norocos. Dar eu cred că Dumnezeu a făcut ca noi să căpătăm favoare. Slăviți să fie Domnul. Când te rogi prin Duhul Sfânt, Dumnezeu îți dă favoare, îți dă trecere. Nu că suntem noi mai buni, nu că suntem, am rugat noi nu știu cum, deosebit, am făcut nu știu câte zile de post. Nu! Este bunătatea lui Dumnezeu. Este îndurarea lui. Este Duhul Sfânt care este la lucru. Și când văd aceste lucruri în viața mea, zic, Doamne, nu vreau o zi fără Duhul Sfânt. O zi, nicio decizie fără Tine. Te rog, clăuzește-mă. Cuvântul Domnului spune că ne va clăuzi în tot adevărul. Adevărul nu e doar în Sfântele Scripturi. Adevărul și în viața zi de zi. Ca să stăm în picioare pentru adevăr și să rămânem loiali lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! De aceea să ne rugăm, Doamne, însosește-mi pe Duhul Sfânt. Fiecare decizie, orice, cât de mic sau cât de mare ar fi ea, și mă rog ca Dumnezeu să lucreze. În versetul 7 din capitolul 16 spune, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mânghitorul nu va veni, dar dacă mă duc, îl voi trimite. În engleză zice send, I will send him, să fii trimis. Da, Duhul Sfânt este trimis. Și o, slăvit să fie Domnul că, deși El a fost înălțat la cer, nu ne-a lăsat singur. Nu suntem străini, nu bâșbuind. Nu trebuie să fii un guru, un om de mare știință, să ai ani și ani de învățământ ca să cunoști o teorie, o religie. Nu, Duhul Sfânt lucrează cum voiește Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Un bun prieten de-al meu pe nume James venise la mine, cred că aveam vârstă de 17 ani, 16 ani. Cumva i-a lăsat părinții să stea noapte la noi. Și într-o altă biserică a fost seară prelungită, cum au numit noi. Și a fost niște frați așa, cumva nu mi-amintesc care a fost ocazia, situația, am rămas acasă. Eu n-am fost. Dar a fost cu un vecin de-al meu, bun prieten, și cu el acolo. Și totuși îl așteptam să vină, zic, abia sleepover, abia aștept să petrec cu prietenul meu, cel mai bun. Și vine acasă după, de la biserică, ne punem și noi obișnuiam. Înainte de culcare, ce facem? Ne rugăm. Ne rugăm și când aud, păi, dar ce vorbește fratele James? Vorbea în altă limbă. Și îl de, băi, James, ce s-a întâmplat? Zice, păi, m-am dus acolo. Și zice, a fost predici, a fost cântări, a fost rugăciuni. Și la urmă, un frate care a conducea acolo lucrarea a simțit. Cine vrea să primească Duhul Sfânt să vină în față, ne vom ruga. Așa am deschide de inimă din partea lui Dumnezeu. Și zice, nu știu cine sau ce m-a împins. Și m-am dus și eu în față cu alții. M-am rugat și zice, în seara aia l-a botezat Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Dar n-a fost ceva planificat. Domnul a lucrat în milă și în bunătate. Slăviți să fie Domnul. Nu trebuie ani și ani de zile. Că noi facem această greșeală, noi care suntem născuți în America, sau de mult timp, vreți să luăm cuvinte din limba română, să băgăm că s-ar potrivi în limba engleză. Stăruim în rugăciune. Și ce spun tinerii? We study in the spirit. No, you're not studying, nu ești la învățământ.
Stăruință este rugăciune, persistență înainte lui Dumnezeu. You persist in prayer before God. You're not studying in the Spirit, you're praying in the Spirit. Doamne, ajută-ne! Și am zis, wow! Și m-am dat seama că nu contează ce facem noi. O viață întreagă, fără Dumnezeu, fără Duhul Sfânt, nu ajungem departe. Și chiar dacă vei ajunge, de ce te-ai duce fără un ajutor potrivit? În lumea aceasta, nu așa că ai nevoie de un ajutor? De câte ori zici, măi, cineva să-mi dea o sculă la mână, cineva să-mi fie un ghid, cineva să mă sfătuiască. Numai dacă îmi spunea cineva cum să mă raportez, poate nu mă supăram, poate știam să tac, să ascult, să dau o mână de ajutor. Ei, această lucrare o face Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Nu suntem noi oameni perfecți. Nu suntem cei mai buni oameni, dar Duhul Sfânt ne ajută, dragii mei. Eu personal am nevoie de un ajutor așa. Aveți și voi nevoie? Hai să rugăm, Doamne, vină cu noi și umple-ne de Duhul Tău ce Sfânt. Eu am nevoie de un astfel de sfetnic, astfel de counsel, cum spune în engleză. Cineva care să-mi dea sfaturi. Nu știu cine te sfătuiește în alegerile tale. Nu știu cine te ghidează în hotărârile tale. Dar mă rog și sper din toată inima să fie Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața ta și în viața mea. Că atunci vom alege bine. Mi-amintesc, eram la job, lucram la spital, un spital unde e foarte liberal, unde se promovează LGBT și toate stricăciunile lumii acolo. Prin toate astea. Și mă frustram că ziceam că aveam o supervisor care mai mereu mă înțepa. Și ziceam, iată că o să-i spun, am prins-o, eu am dreptate. Noi cu dreptate ne-am, mai ales bărbați, avem o mândrie că cu dreptate o să-i spunem două cuvinte, că o punem pe loc. Măi, și ceva este, nu-i spui. Am că să-i spun, zice, vorbeam eu cu mine însă. Nu spui. O, urgență acolo, du-te la departamentul cutare, adu medicamentele la sala de operație, așa mai departe. Și Dumnezeu așa a făcut că când eram în supărarea mea, chiar dacă aveam dreptate, să fiu ocupat, să ne zic ceva. Ca la urmă, după ceva timp, chiar vrășmașii noștri, cuvântul Domnului spune, le face chiar și prieten. Ei se vine, zice, măi, îmi pare rău, am avut ceva față de tine, dar nu a fost adevărat, poți să mă ierți? Și chiar dacă nu vine ziua aia când vrășmașii tăi nu-ți vine să-ți ceri iertare, Dumnezeu lasă pace, slăvit să fie Domnul. Și alții zice, băi, înțelept ai fost tu, nu i-ai spus, că auzeam colegii la break room, asta și asta ne-a făcut rău. Ei vom spune una, două, vom face plângere la union, așa mai departe. Știi? Da, unii, așa, să întărâtă unul pe altul, gata că îi facem noi, suntem mari și voinici. Și la urmă, hai, spune, e ea de față, ești supărată pe ea, spune-ne casă tău. Nu. Nimeni nu scutea un cuvânt, știi? Dar la urmă, pentru că n-am zis, am primit admirația ei. Și zice, Joseph, dacă este ceva, în evaluarea ta pe anul acesta, ești un om de încredere, un bărbat care lucrează harnici și ești credincios și onest. Oare cum era acel rezultat de an, dacă eu ziceam, hai că îi spun două cuvinte, în dreptatea mea? Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai oprit să nu fac o prostie. Cine a făcut asta? Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Da, Duhul Sfânt nu doar că te ajută și îți dă putere, îți dă putere să te înfrânezi, să nu faci o decizie grăbită. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, la timpul Lui, va aduce un răspuns potrivit și binecuvântat. Aș vrea să închei cu o întâmplare care am avut-o recentă. Și ca tema, Duhul Sfânt este mângâietor. Miercurea trecută nu am fost cu voi aici în biserică, am fost invitat de către fratele James Jukic la tineret la biserica din Asheville, North Carolina. Și fratele James a zis, frate Joe, uite, noi ne-am rugat, am cântat, ai cât timp la dispoziție, o oră, două ore? Și spre surprinderea mea am depășit o oră. Nu cred că în viața mea n-am predicat sau vorbit așa de mult. Dar mi-aduc aminte ce spunea un frate bătrân care a murit în Sacramento, care era păstor asistent. El spunea înainte de moartea lui, zice, lucra în construcție și a zis, fraților,
O duminică mers din biserică în biserică și predicând e mai obositor decât 60 de ore la ternecopuri și cimenturi în construcție. Și așa m-am simțit, istovit de putere, parcă ceva mi-a scurs puterea din mine. Și m-am întrebat, iarăși am vorbit mult, nu puteam eu să fiu mai rar, mai puțin? Și m-am început să mă întristez, dar mă gândeam eu în gândul meu, n-am zis nimic. Era spre ora 9, dacă nu greșesc, un pic peste ora 9. Și m-am pus așa, am zis, oare a înțeles tinerii? A fost ceva de folos? Doamne, ai vorbit măcar o persoană? Ce-am făcut asta? Am început să mă întreb, de ce am făcut-o asta? Se merită să lucrăm pentru Dumnezeu? Și când s-a încheiat, frate Jean zice, aș vrea să vă spun ce Dumnezeu mi-a arătat. Zice, Dumnezeu mi-a arătat, înainte să vorbească fratele Joe, dar zice, am vrut să pun pe Dumnezeu la încercare. Și zice, Dumnezeu mi-a arătat în vedenie, pentru tineretul lor de acolo, când seara aia Dumnezeu a dus o pâine, care a feliat-o. Și cuvântul Dumnezeu a zis, luați și mâncați. Și James a spus, tu nu știi, eu știu că îi cunosc tineretul nostru. Zice, ai atins multe locuri sensibile, de care trebuia să fie vorbite. Și zice, Doamne, îți mulțumesc. Că eu am găsit că degeaba am predicat. Degeaba venim la repetiții, ne gândim uneori. Degeaba venim la biserică. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne spune, prin tine mai ridic, mai mânghii, mai sfătuiesc, prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să fie în mijlocul nostru. Și când vorbim de puterea Duhului Sfânt, despre Duhul Sfânt ca Dumnezeu, într-adevăr, acest nume mângâietor, cum a spus Domnul Iisus Hristos, să fie în mijlocul nostru. Eu cred că se spune undeva, într-adevăr s-a coborât prezența Duhului Sfânt. Acolo a fost mângâiere. Acolo a fost un sfat. Acolo a fost o clăuzire. Acolo a fost o vindecare. Duhul Sfânt nu e o putere în care să bați pe cineva. Este putere ca să ierți. Este putere să arăți dragoste. Este putere care să rabzi. Este putere să fii la îndemână altcuiva. Și să arăți lui Dumnezeu cât mult îl iubești. Da, lucrăm mult, dar nu în zadar. Domnul nostru vine și El vine cu răsplata. Ce am făcut pentru El va rămâne. Aș vrea ca să rămânem în Domnul și Domnul să rămâne în noi prin Duhul Sfânt. Amin? Domnul să lucreze și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar cu acest gând, aș vrea să facem și o rugăciune în seara aceasta. Nu știu unde sau în ce situație te afli. Recunosc că în această dimineață am fost frustrat. Diavolul a reușit să intre la mintea mea foarte tulburat de unul și de alta. Ziceam, ce este cu mine? Nu mă pot concentra. Nici cântare, nici rugăciune. Și deseori credem că putem cu puterile noastre. Nu, dragul meu. Eu cu tine nu avem putere. Dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt are putere. Și aș vrea ca Dumnezeu să reverse înviorare peste noi. Să-mi dea mie și ție putere. În săptămâna ce stă înainte. Să ai izbăvire, amin? Copiii voștri și copiii mei să fie ascultători și să aibă izbăvire, amin? Pentru frații noștri care sunt în căutorie, Dumnezeu să fie cu ei la plecare și la întoarcere și să spune că Dumnezeu este cu ei. Face mult! Nu trebuie spusă ca acea întâmplare unde a fost niște tine care a plecat supărați de acasă și mama a zis băiatului, ia pe Dumnezeu cu tine și tinerii a râs. Dumnezeu are loc numai în portbagaj. Și în seara aceea a fost un accident de praznic. Toată mașina a făcut praf. Cei tineri au murit. Iar întreg, fără vreo zgârietură, a fost portbagajul. Dumnezeu să fie cu noi în totalitate, în casele noastre. Haideți să ridicăm picioare la rugăciune. Și rugăm, Doamne, vină în casele noastre prin Duhul Sfânt. Amin.
putem ocupa locurile și programul se va desfășura în continuare. Spre cer adesea întâlnim și nori și furtuni, dar și cerseni. Iar când e mai greu cu ochii în sus, privim prin credință la Domnul Iisus. Nu-ți pierde credința din inima ta când vezi norii grei cum se adună. Mai rabdă puțin, că-ți zorile vin, curând va fi iarăși lumină.
în splendor. Ne așteaptă Iisus, așa cum ne-a spus, căci El a plecat, la cer s-a înălțat, dar știm că într-o zi din nou va veni. Nu-ți pierde credința din inima ta când vezi norii grei cum se adună. Mai rabdă puțin că zorile vin, curând va fi iarăși lumină. Scurg lacrimi pe obraz, rămâi credincios, în luptă fi treaz. Ce mari bucurii vor fi în acea zi, când cei întristați vor fi mângâiați. Nu-ți pierde credința din inima ta când vezi norii grei cum se adună. Rabdă puțin că zorile vin, curând va fi iarăși lumină. Pe calea spre cer sunt mulți și-au pornit și-au dat înapoi acum la sfârșit. Întreabă-te acum, ai mergi pe acest drum pe care s-a dus și Domnul Iisus. Nu-ți pierde credința din inima ta când vezi norii grei cum se adună. Mai rabdă puțin zorile vin, curând va fi iarăși lumină. Nu-ți pierde credința din inima ta când vezi norii grei cum se adună. Mai rabdă puțin că zorile vin, curând va fi iarăși lumină. Dragii mei, vă rog cu respect să ne ridicăm. Aș vrea să citesc 4 versete din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 4 până la versetul 8 inclusiv. Și cuvântul începe și spune: Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis El: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Dragii mei, știm că lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare controversată.
Oamenii o interpretează în fel și chip. Și acum, eu mă gândesc, oare noi, cei care suntem de o vreme pe calea Domnului și noi ne numim Biserica Apostolică, Biserica Pentecostală, oare cum interpretăm noi această lucrare, această situație în care noi suntem în viață aici pe acest pământ și avem nevoie de ajutor? Și dacă ne gândim la ajutorul de care noi avem nevoie, noi îl cerem de la Dumnezeu și îl vrem pentru noi. Și el este la dispoziția noastră. Acum, dacă avem, să spunem, un aparat, o aparatură ceva, și este complexă și nu știm cum funcționează, ea există, ea funcționează, dar noi nu înțelegem cu adevărat tot sistemul acela complex și modul de funcționare. Dacă ne gândim în contextul acestei lucrări, eu am intitulat mesajul din această seară, ce este Duhul Sfânt pentru tine? Ce este Duhul Sfânt pentru mine? Cum ne raportăm noi la Duhul Sfânt? Dragii mei, eu cred din toată inima că Duhul Sfânt, așa cum a fost arătat de Domnul Iisus, apoi ucenicii și mai departe, și suntem noi în secolul 21 și vrem să înțelegem și vrem să ne raportăm corect. Duhul Sfânt este la îndemâna noastră, este pentru folosul nostru, funcție de felul cum noi ne conectăm la această lucrare, funcție de felul cum noi înțelegem. Și acum, dragii mei, ce este Duhul Sfânt? În această seară aș vrea să vorbesc de 5 atribute pe care le are Duhul Sfânt, care sunt toate pentru fiecare dintre noi. Dacă noi avem aceste atribute, ele sunt atributele Duhului Sfânt, dar sunt în folosul meu, sunt în folosul nostru. Și dacă noi aceste atribute le putem avea în viața noastră, pentru că noi beneficiem de ele și cred că noi le putem avea funcție de felul cum noi înțelegem, și apoi funcție de felul cum noi ne raportăm la Duhul Sfânt. Fratele Joseph a vorbit foarte frumos despre primul atribut care este, și spune cuvântul Domnului că este mângăitor. Eu aș vrea să trec succint peste aceasta pentru că fratele a explicat foarte bine și nu vreau să rămân la aceasta, dar m-am bucurat de faptul că în inima și în sufletul meu noi ne-am gândit fiecare și ne-am dat seama că în tot contextul acesta complex, noi care vestim Cuvântul lui Dumnezeu și avem un subiect pentru mai multe predici, trebuie să fim pregătiți ca în orice moment să putem avea o situație în care noi să nu ne contrazicem unii pe alții, ci noi să luăm, de unde a lăsat fratele Joseph în seara aceasta, să iau eu în continuare și să putem împreună, dragii mei, să fim împreună lucrători, pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne mângâie. Deci, găsim în Sfânta Scriptură și eu le-am ales selectiv, am ales doar 5 funcții de timpul pe care l-am la dispoziție și primul atribut al Duhului Sfânt este mângăitorul. Cel de-al doilea este mijlocitorul. Al treilea atribut este călăuzitorul. Cel de-al patrulea atribut este cârmuitorul. Iar cel de-al cincilea este făgăduința și aici este o stare mai complexă când se vorbește despre făgăduință, adică pecetea sau sigiliu. Acum, dragii mei, în cuvintele care Dumnezeu mă va călăuzi, eu vreau să mă ocup de fiecare dintre acestea, pentru că este foarte important. Pasajul pe care l-a citit fratele Iosif, eu merg doar la versetul 17. Și uitați-vă dumneavoastră, mângăitorul. Ce face mângăitorul în viața mea? Prin ce se manifestă Duhul Sfânt mângăitorul în viața mea? Într-un mod practic, într-un mod real. Și aici dacă ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și bineînțeles de la versetele 15 la 17 din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, aici, în ultima parte a versetului 17, spune într-un mod aparte și se referă mângăitorul se manifestă prin autoritate. Și adică cum prin autoritate? Și uitați ce spune, voi citi tot versetul 17. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi, deci dar noi, îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Foarte frumos, Duhul Sfânt este o autoritate.
se manifestă în viața mea și în viața noastră prin autoritate, pentru că El este cu noi și este în noi. Mare lucru să fie cu noi în toate activitățile noastre și El să locuiască în noi. Deci inima noastră, în ființa noastră, corpul nostru care este templul Duhului Sfânt, mângăitorul este Cel care, în primul rând, ne mângâie prin autoritate. Apoi, în versetul 26 pe care l-a citit fratele, Duhul Sfânt, mângăitorul, se vede în viața noastră prin învățătură. Și uitați ce spune cuvântul. Dar mângăitorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl, în numele meu, vă va învăța toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Deci vedeți dumneavoastră, Duhul Sfânt ne va învăța toate lucrurile, mare lucru, învățătura, o învățătură sănătoasă. Este mângăitorul care prin autoritate, apoi prin învățătură, ne ajută ca noi să putem să ne dăm seama cine și ce este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană din divinitate, dacă vreți, una dintre cele trei. Dar vreau să înțelegem că, într-un mod aparte, Duhul Sfânt ne mângâie prin autoritatea Lui care o are și este o autoritate aparte, apoi prin învățătura pe care ne-o aduce. Iar în versetul 26b, vedem foarte clar, cuvântul spune, și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Deci Domnul Iisus le-a spus multe lucruri. Unele sau cele mai multe au intrat pe o ureche și au ieșit pe cealaltă. Cum se întâmplă la noi în adunare când nu suntem atenți. Cuvântul Domnului vine, dar noi nu suntem atenți. Noi avem tot felul de ocupări în adunare. Stăm cu capul aplecat în jos. Și atunci noi vrem ca să înțelegem felul în care Duhul Sfânt lucrează. Și nu vom putea să înțelegem, dragii mei, pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne aduce aminte. Cine aduce aminte Duhul Sfânt? Deci de ceea ce El, deci Domnul Iisus i-a învățat pe ei și le-a adus aminte ceea ce de fapt le spusese cândva, în urmă, ulterior, ca ei să ia aminte. Mare lucru! Ca dintr-o mulțime de învățătură, dintr-o mulțime de cuvinte pe care Domnul Iisus le-a spus, ei să poată să aibă această mângâiere prin aducere aminte. Deci, dragii mei, eu am fost de copil, mi-a plăcut foarte mult cuvântul lui Dumnezeu și mi-a plăcut foarte mult să rămân în contextul textului din cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu am înțeles de ce la noi la Pentecostal era o oarecare slăbiciune, era ceva care nu, parcă nu ajungeam la un start, dar să intrăm în contextul cuvântului lui Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră ce frumos, Duhul Sfânt ne aduce aminte, dar dacă noi vrem ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea prin noi, dacă noi nu suntem oamenii aceia care ne bucurăm de autoritatea Duhului Sfânt, nu avem învățătura pe care o aduce Duhul Sfânt, și apoi cu atât mai mult să ne aducă aminte despre această învățătură. Duhul Sfânt ne aduce aminte atunci când noi, dragii mei, noi suntem pătrunși de Cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentele grele din viață, Duhul Sfânt ne va aduce aminte. În momente grele, în încercări, în probleme, în neînțelegeri, vor fi stări care ne vor depăși, vor fi valuri care, dragii mei, se vor ridica mult, mult mai sus către cer. Și noi ne vedem în fața acestor situații, oameni neputincioși. Și nu știm ce să facem. Și Duhul Sfânt este Cel care ne aduce aminte, dar vrea ca Domnul și ne spune, și Domnul Iisus le-a spus ucenicilor și celor de atunci, și ne spune nouă astăzi, noi trebuie să ne îndeletnicim cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că atunci când vine vremea, Duhul Sfânt să ne ajute, să ne aducă aminte. Deci, dragii mei, în cuvintele acestea, eu, pe lângă faptul ce a spus fratele Iosif, rămânem la primul atribut al Duhului Sfânt, care este mângăitorul prin autoritate, prin învățătură și prin aducerea aminte. Acum, dacă noi mergem în Cartea Romani și vedem aici în Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 8 cu versetul 26, și aș vrea să luăm aminte la cuvântul care noi îl avem aici. Deci, în Romani 8 cu 26, aici, dragii mei, vedem în versetul 26 trei lucruri prin care Duhul Sfânt este mijlocitorul. Pe lângă faptul că este mângăitor și ne mângâie necazurile noastre, un al doilea atribut al Duhului Sfânt, el este mijlocitorul. Și uitați ce spune. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Deci Duhul Sfânt
ne ajută în slăbiciunea noastră. Noi suntem oameni, avem multe slăbiciuni, dar în slăbiciunea noastră, în loc noi să cădem în depresie, în loc noi să spunem, Doamne, ce se întâmplă, nu înțeleg, nu știu, Duhul Sfânt este Cel care mijlocește pentru noi în slăbiciunea noastră. Mare lucru, dragii mei, este mare lucru. Înțelegem noi că Duhul Sfânt este cu noi, este în noi și ne ajută în slăbiciunea noastră. Mă rog, Domnul, din toată inima să înțelegem că Duhul Sfânt este Cel care ne ajută în slăbiciunea noastră. Apoi, în al doilea rând, vorbim despre Duhul Sfânt Mijlocitorul. Cuvântul spune în versetul 26b și uitați ce spune în al doilea rând, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Nu știm cum trebuie să ne rugăm. Acum, dragii mei, nu știm noi cum trebuie să ne rugăm. Eu cred că în mod teoretic știm foarte bine. Știți ce nu știm noi să ne rugăm? Avem momente în viață când suntem sleiți de putere și nu înțelegem nimic. Și nu avem în noi nicio vlagă, niciun suc, suntem niște oameni piperniciți. Eu cred că am mai spus-o la noi în biserică odată și vreau să vă spun din nou, într-o situație, într-o zi de luni în Chicago, cu mulți ani în urmă, am venit de la lucru foarte obosit și diavolul îmi spunea, nu te du la biserică că ești prea obosit și nu o să poți să te rogi. Era rugăciune la Biserica Ghețimani și eu eram membru la biserica, atunci eram încă la Betania, dacă nu greșesc. M-am gândit ce să fac și Duhul Sfânt, am simțit că mă îndeamnă să mă duc la adunare. Firea îmi spunea, nu te duci, și Duhul îmi spunea, du-te. Eu am mers la adunare, am intrat în adunare foarte obosit. M-am pus acolo într-un loc lângă un frate și am început să mă rog și n-am putut să scot două cuvinte. N-am putut să le pun împreună. Nu că n-am știut cum să mă rog. Aveam cunoștință, știam ce-i rugăciunea. N-aveam eu ce să-i spun Domnului și dacă ar fi să-i spunem multe, noi îi spunem foarte multe, mai ales atunci când îi cerem. Diavolul îmi șoptea acolo, ai venit degeaba la adunare pentru că în seara aceasta tu nu ai să te bucuri. Eu am stat, am pus mâna așa pe scaun și am stat și n-am scos un cuvânt. Am zis, în gândul meu, fără să rostesc cuvinte, Doamne, ai milă de mine, nu pot să mă rog. Fratele de lângă mine se ruga și începea să spună, Doamne, am greșit în ziua de astăzi și a început să-și enumere păcatele care le-a făcut în ziua aceea. Și eu îl ascultam. Mi-au trecut multe prin minte, dar la urmă, când l-am auzit că spune, Tată, Doamne, te rog, iartă-mă, mie îmi pare foarte rău, eu am venit la adunare foarte apăsat și eu nu pot să mă rog, pentru că conștiința îmi spune că am păcătuit, te rog să mă ierți. Dragii mei, am simțit un fior, așa cum spunea fratele Iosif, un curent din vârful capului până la degetele picioarelor. Și a venit peste mine un duh de rugăciune și m-am rugat și a fost o seară frumoasă. Dar am simțit că Duhul Sfânt a mijlocit pentru mine în momentele acelea, pentru că n-am putut să scot două cuvinte, am fost lăit de puteri. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă Duhul Sfânt, mijlocitorul? El mijlocește pentru noi în slăbiciunile noastre, în primul rând, dar foarte frumos că, în al doilea rând, El mijlocește pentru noi în rugăciunile noastre, atunci când noi nu putem să ne rugăm. Și dacă mergem mai departe, Duhul Sfânt, mijlocitorul, uitați-vă dumneavoastră, în versetul 26, cuvântul Domnului spune aici, așa de frumos, 26, ce? Spune așa, dar însuși, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Dragii mei, gândiți-vă că noi avem probleme în familie, avem probleme cu copiii, cu nepoții, avem situații cu care ne confruntăm. Și mijlocim înaintea lui Dumnezeu și ne tânguim și vrem. Duhul Sfânt să mijlocească pentru mine și pentru fiecare dintre noi. De ce în ziua necazului noi nu suntem oamenii aceia care să ne gândim, Doamne, sunt în necaz, sunt în durere
și eu am nevoie de Duhul Sfânt care să mijlocească pentru mine. Pentru că spune cuvântul, el mijlocește cu suspine negrăite. Cum vă sună dumneavoastră expresia aceasta? Cu suspine negrăite. Noi când nu grăim ceva, oftăm. Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Ce mare har am eu, ce mare har avem noi, dragii mei, că l-avem pe Duhul Sfânt, care pe lângă faptul că e mângăitor, este mijlocitor și nu orice mijlocitor, ci mijlocitor care mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Aș vrea din toată inima să punem accent pe Duhul Sfânt în viața noastră, pentru că avem atât de mare nevoie. Fără de Duhul Sfânt, dragii mei, noi putem să bolborosim la rugăciune, să spunem cuvinte multe și mărunte și nici măcar să nu aibă un sens, să nu aibă o direcție, să rostim cuvinte în vânt și să le ia vântul, să le ducă nicăieri și să nu aibă nicio valoare. Mă rog, Domnul, din toată inima, ca Duhul Sfânt să ne mângâie necazurile noastre, apoi cel de-al doilea atribut să ne mijlocească pentru noi în slăbiciunile noastre, în rugăciunile noastre, în mijlocire, și mă rog ca Domnul să ne ajute. Apoi, cel de-al treilea atribut este Duhul Sfânt, este călăuzitorul. Și aceasta vedem din Cartea Romani, dragii mei, din capitolul 8, versetele 14 la 16. Călăuzitorul. Deci, în viața noastră, noi luăm multe decizii și zilnic noi avem de luat decizii. Funcție de deciziile pe care le luăm, funcție de deciziile pe care le luăm în adunare când stăm pe scaun. Iau eu o decizie să fiu conectat cu Dumnezeu, să mă gândesc la ceea ce se întâmplă, pentru că, dragii mei, eu vă spun sincer, dacă la mine ar veni copiii mei la masă și în toate discuțiile mele aș vrea să le spun ceva și ei nu ar lua aminte, ar fi pentru mine un mare deranj, pentru faptul că eu aș vrea ca întotdeauna când un părinte, nu? Vrem să ne călăuzim copiii noștri înspre bine. Duhul Sfânt vrea să ne călăuzească, dar noi nu suntem concentrați la ceea ce înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu. Luăm decizii fără călăuzirea Duhului și ajungem în probleme mari. Și când ajungem în probleme mari, ne mirăm, ne supărăm chiar pe Dumnezeu, pentru că problemele sunt multe și prea mari. Și ne punem întrebări de tot felul. Dar haideți în această seară, după amiază, spre seară, în casa lui Dumnezeu, unde este mintea mea, unde este creierul meu, unde este inima mea, atunci când ne viu la casa lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este Cel care vrea să mă învețe despre atributul acesta al Lui. Duhul Sfânt ne călăuzește. Atunci când noi luăm decizii prin Duhul Sfânt în viața cotidiană, în toate afacerile noastre, dragii mei, atunci când Duhul Sfânt ne călăuzește, suntem binecuvântați de Dumnezeu, dar atunci când luăm decizii de capul nostru, ne trezim în probleme mari și după aia venim la Dumnezeu și spunem, Doamne, ce se întâmplă? Nu mai înțeleg. Ce să mai înțeleg? Dragii mei, n-am cum să înțeleg. Dacă nu înțeleg că Duhul Sfânt este mângâitorul, dacă nu înțeleg că Duhul Sfânt este mijlocitorul și dacă nu înțeleg că Duhul Sfânt este călăuzitorul. Dragii mei, oriunde am merge, eu am plecat la frontieră și am avut o călăuză. Și ne-a dus pe traseul acela, dar fără o călăuză, du-te într-un loc unde nu știi. Avem GPS, avem informațiile acestea moderne, dar vreau să vă spun că atunci când noi suntem călăuziți de cineva și nu vrem să ajungem într-un loc greșit, noi suntem oamenii aceia care acceptăm să fim călăuziți. Într-un mod aparte, Domnul Iisus îmi spune mie și ne spune nouă că Duhul Sfânt este călăuzitorul. Și acum haideți să vedem de la versetele 14 la 16, vedem aici atât de frumos, căci ne spune despre Duhul Sfânt în sensul apartenenței, în sensul identității. Deci Duhul Sfânt ne călăuzește în sensul apartenenței, în sensul, dacă vreți, a existenței noastre. Și uitați ce spunem. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și apoi foarte frumos. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ce ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, slăvit să fie Domnul. Vedeți dumneavoastră ce face Duhul Sfânt în viața unui om. Mergem la spital și vedem o mamă cu copilul în spital și vedem probleme. Și acolo unde Duhul Sfânt este Cel care călăuzește mama când te uiți, ce frumos are grijă de copilașul ei acolo în spital.
Călăuzirea este pentru noi care mergem acolo și îndemnăm și vrem să fim de folos și vrem să aducem o îndrumare, să fim o călăuză bună. A fi o călăuză bună este un har de la Domnul. Nu vreau să fim călăuze greșite care călăuzim oamenii în decizii care nu-i ajută la nimic, dar foarte frumos spune cuvântul. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl, slăvit să fie Domnul. Și apoi versetul 16 spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Vedeți ce identitate avem? Ne călăuzește să avem o identitate. Un om fără identitate este un om pierdut în lume. Duhul Sfânt. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, un lucru foarte frumos. Apoi, în al doilea rând, dragii mei, vorbim despre Duhul Sfânt care ne călăuzește, pe lângă apartenență sau identitate, ne călăuzește la moștenire. Și uitați ce spune în versetul 17a. Și spune cuvântul, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Deci vedeți dumneavoastră partea aceasta de moștenire, care diavolul vrea să ne păgubească de ea. Moștenirea, dragii mei, oricine este bucuros să aibă o moștenire, dar noi copiii lui Dumnezeu ar trebui să te săltăm de bucurie, pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește spre partea aceasta de moștenire, adică spre împărăția lui Dumnezeu. Îmi pare rău, vorbeam cu fratele din Manofes foarte frumos și mi-am dat seama de un adevăr mare. Noi să trăim, cât trăim în lumea aceasta? 70, 80, 90, 100 de ani? Cât am trăit noi în lumea aceasta? Cea mai mică, cea mai scurtă perioadă din viața noastră noi avem pe pământ, dragii mei. Și cea nemăsurată este veșnicia. Veșnicia, moștenirea aceasta despre care se spune cuvântul Domnului, că Duhul Sfânt ne călăuzește la moștenirea aceasta care ne-a fost dată, o avem, dar noi trebuie să punem mâna pe ea, deci trebuie să intrăm în posesia ei și Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește. Și dacă ar fi să ne uităm la sementul de după moarte, care este veșnicia, viața adevărată, dragii mei, este după moarte. Fie că suntem în raiul lui Dumnezeu, fie că suntem în iadul de foc. În iadul de foc, cum spune Scriptura. Ar fi o tragedie, dragii mei, ca noi să ne pierdem această moștenire când Duhul Sfânt ne călăuzește la moștenire. Și apoi, în al treilea rând, Duhul Sfânt ne proslăvește într-un mod atât de minunat și în versetul 17b, cuvântul Domnului ne spune ca să fim și proslăviți împreună cu El. Ce mare har, dragii mei! Deci călăuzitorul ne conduce spre proslăvirea aceasta împreună cu El. Imaginați-vă, Domnul Iisus s-a înălțat la cer, a trimis pe Duhul Sfânt. Dar atunci când, în vremea aceea, când va veni vremea aceea și Domnul Iisus își prezintă mireasa Lui de pe pământ, din chin, din suferință, înaintea Tatălui, va fi o proslăvire acolo. Este greu să ne imaginăm această proslăvire, dar este ceva care... Cred că fiecare om ar trebui să-și dorească să fie proslăvit, atât de frumos spune, împreună cu El, adică împreună cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Aceasta o face Duhul Sfânt. De ce să nu mă bucur de Duhul Sfânt? De ce să nu stăruiesc înaintea Domnului? De ce să stau în adunare trist și amărât? Când Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește. Dacă vom lua aminte sau nu, ferice de noi, dacă nu va fi o zi când ne va părea rău. Apoi, haideți să vedem cel de-al cincilea atribut. Spune cuvântul Domnului foarte clar. Este cârmuitorul. Dragii mei, cârmuitorul, dacă vorbim despre cârmuire, imaginați-vă că și noi suntem oamenii aceia care călătorim cu avionul, poate călătorim cumva spre apă, cu un vapor. Noi nu știm cum se produce cârmuirea unui avion, poate ne încercăm să ne explicăm, dar în mare parte noi nu avem cunoștințele necesare, dar noi ne încredem într-un pilot, ne încredem în cineva care cârmuiește un vapor și noi ne lăsăm transportați dintr-un loc în altul. Acum, dacă noi vorbim despre Duhul Sfânt că este cârmuitorul, în Galateni, capitolul 5, versetul Domnului ne spune așa de frumos și ne arată
despre Duhul Sfânt care ne cârmuiește. Imaginați-vă dumneavoastră că pe Marea Vieții, dacă eu vin de la Georgia la Carolina și este lumină și văd drumul foarte bine, dar am fost de câteva ori când a fost ceață sau ploi torențiale încât n-am văzut nimic în fața mea. Și m-am gândit ce fac, trag pe dreapta, pun flashing-urile, ce să fac? Pentru că simțeam că mă duc și nu aveam siguranță. Dragii mei, Duhul Sfânt, atunci când noi ajungem într-o ceață și într-o besnă, de unde nu mai vedem nimic, sora Marina, i-a murit soțul. Mă iertea sora Marina că folosesc despre aceasta. Cum putem noi să mergem înainte gândindu-ne cu mintea noastră umană și să înțelegem sensul vieții? Nu avem cum, dar știți ce se întâmplă? Atunci când Duhul Sfânt unde există în viața unui om și îl cârmuiește, dragii mei, cârmuirea Duhului Sfânt este momentele cele mai grele din viață când nu vedem nimic, dar nu trebuie să vedem noi, este ceea ce vede Duhul Sfânt și ne cârmuiește spre limanul acela mult dorit. Deci nu ne rătăcim în mulțimea acestei vieți. Apar probleme, sunt necazuri, dar Duhul Sfânt ne cârmuiește pentru că știe direcția. Ne urcăm în avion și mergem prin nori și nu vedem nimic, dar avionul merge într-o direcție bună, vaporul în furtună merge într-o direcție bună, dar cu atât mai mult, dragii mei, Duhul Sfânt care ne cârmuiește și haideți să vedem din capitolul 5 cu versetul 16 și uitați ce spune aici. Zic dar, umblați. Și cum să umblăm? Cârmuiți de Duhul. Cârmuiți de Duhul. Și acum, dragii mei, dacă ne gândim să fim cârmuiți de Duhul, în primul rând, atunci când vorbim despre cârmuire, vedeți dumneavoastră, versetul 16 spune foarte frumos, 16a, Duhul Sfânt ne cârmuiește împotriva firii pământești. Și uitați de ce spune cuvântul aici, spune așa, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Firea pământească din noi, dragii mei, este o fiară cu care niciunul dintre noi nu are sort de izbândă. Știți cine are? Duhul Sfânt, Cel care ne cârmuiește și ne cârmuiește împotriva firii pământești. Și repet din nou, zic, dar umblați. Deci în umblarea noastră prin lume, să umblăm cârmuiți de Duhul și să nu împliniți poftele firii pământești. De Duhul Sfânt ne cârmuiește ca noi prin mulțimea aceasta de mizerie și de păcat, dragii mei, să trecem înainte. Vedem în jurul nostru dezastru și totuși Duhul Sfânt ne cârmuiește spre limanul mult dorit. În primul rând, împotriva firii pământești. Apoi, dacă ne uităm la versetele 22 și 23, Duhul Sfânt ne călăuzește înspre roada Duhului Sfânt. Și uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Versetele 22 și 23 din Galateni 5. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Și versetul 24. Cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, și-au răsignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Foarte frumos. Deci Duhul Sfânt ne ajută să avem roada Duhului. Care dintre noi aceste roade, sau această roadă care este roada Duhului, care dintre noi am putea spune că noi rodim această roadă? N-am auzit un om sub soare să spună treaba asta, pentru că cine spune minte? Duhul Sfânt ne cârmuiește la roada Duhului Sfânt. Duhul Sfânt rodește în mine, nu eu. Și dacă Duhul Sfânt rodește în mine și îmi cârmuiește viața, de ce să nu l-am pe Duhul Sfânt în mine, care să mă cârmuiască în viață prin tot ce trec și să am roada Duhului? Ce bogăție, dragii mei, le citesc încă o dată, timpul trece. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Duhul Sfânt ne cârmuiește, dragii mei, în ceea ce privește roada Duhului. Iar în al treilea rând, vorbim despre Duhul Sfânt cârmuitorul, vorbim în versetul 25 și spune, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, slăbit să fie Domnul. Deci, Duhul Sfânt ne cârmuiește în umblarea prin Duhul. Dacă umblăm prin Duhul, nu umblăm prin fire.
Vedeți dumneavoastră ce ușor noi mergem în umblarea prin fire și căutăm lucrurile firii pământești care ne robesc, pe când, atunci când Duhul Sfânt ne cârmuiește. Deci, dragii mei, se poate vorbi mult și aici îmi place foarte mult în ce privește acest atribut, cârmuitorul. Mă rog din inima și din sufletul meu ca Duhul Sfânt să ne cârmuiască prin tot ce vom trece din seara aceasta înainte, ca noi să putem, ca prin cârmuirea Duhului, să biruim firea pământească, să avem roada Duhului Sfânt în viața noastră și apoi să umblăm cu Domnul în fiecare zi. Și eu mă rog ca Domnul să ne ajute. Spune-mă un amin. Amin, ajută-ne, Doamne. Dragii mei, cea de-a cincea, sau cel de-a cincilea atribut, este scris în Efeseni, în capitolul 1. Și aici vedem de la versetul 13 la versetul 14. Vorbim despre făgăduință, despre pecete, despre sigiliu. Deci Duhul Sfânt este o făgăduință, Duhul Sfânt este o pecete, Duhul Sfânt este un sigiliu. Vedeți dumneavoastră, orice pașaport fără un sigiliu, fără o ștampilă, nu are nicio valoare. Este ca o altă carte, dacă vreți, ca un alt carnețel. Dar atunci când are o pecete... Acum, dragii mei, noi dacă vorbim în sensul spiritual al cuvântului, și uitați ce spune cuvântul Domnului aici, foarte frumos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. De Duhul Sfânt a fost făgăduit și noi am fost pecetuiți. Eu vă întreb pe dumneavoastră, atunci când diavolul sau duhurile necurate vin la noi și ele se lovesc frontal de pecetea Duhului Sfânt, mai au ele un efect în viața noastră? Este pecetea, este sigiliul. Noi suntem sigilați cu Duhul Sfânt, dragii mei. Și se poate vorbi mult și nu fac lucrul acesta. Aș vrea, ca în primul rând, dacă ne uităm în versetul 14-a, făgăduința sau garanția făgăduința sau pecetea sau sigiliul sunt valabile în viața noastră pentru garanția moștenirii. Și uitați ce spune cuvântul din nou aici. Și care este o arvună a moștenirii noastre? Arvuna moștenirii noastre. Am vorbit adineori despre moștenire. Și aici cuvântul merge mai departe și spune și care este o arvună a moștenirii noastre. Noi, dragii mei, când vorbim de arvună sau despre un down payment, spune noi în limba engleză, în contextul acesta, când intrăm și vrem să cumpărăm ceva, noi dăm un avans, este o arvună. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat nouă această făgăduință, această pecete și pentru garanția moștenirii noastre. Adică care moștenire? Nu aici, moștenirea de acolo. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să fim moștenitori împreună cu El. În al doilea rând, dragii mei, în ce privește făgăduința, pecetea sau sigiliul, putem să spunem în versetul 14b și cuvântul spune: pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda Lui. Deci pentru răscumpărare. Pentru răscumpărare prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și apoi, dragii mei, mergem mai departe și în Efeseni, capitolul 4, versetele 30 la 32. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Dragii mei, mărturia noastră, și aici vorbim în al treilea rând, făgăduința prin mărturie. Deci, spune cuvântul, nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. În contextul acesta, noi vrem să avem o mărturie. Și aici cuvântul lui Dumnezeu în celelalte două versete spune într-un mod foarte clar. Care este mărturia mea și mărturia noastră atunci când noi avem pecetea, avem sigiliul, avem făgăduința aceasta? Și uitați ce spune, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, să piară din mijlocul nostru. Aceasta este mărturie. Deci Duhul Sfânt este făgăduit pentru noi, este pecetea, este sigilul, dragii mei. Deci prin garanția moștenirii, pentru garanția moștenirii, pentru răscumpărare și pentru o mărturie care trebuie să rămână într-un mod real în viața noastră. Aș vrea să facem o rugăciune. Am auzit despre cinci atribute ale Duhului Sfânt și sunt simple.
Primul atribut, mângâitorul, care ne mângâie necazurile noastre. Al doilea este mijlocitorul, care mijlocește pentru noi cu suspine negreite în necazurile noastre. Apoi, în al treilea rând, sau al treilea atribut, este călăuzitorul, este cel care ne călăuzește în furtună pe marea vieții, când noi nu mai avem niciun control. Dragii mei, în al cincilea rând, el este cel care ne asigură de făgăduință. Mă rog Domnul din toată inima ca noi să înțelegem. Este o vreme din urmă, știu, suntem oameni și îmi dau seama că avem multe stări. Un lucru care îl cred din toată inima, dacă noi vom pune accentul pe Duhul Sfânt în viața noastră și aceste cinci atribute ale Duhului Sfânt le vom lua cu noi în fiecare zi și vor fi parte din viața noastră și ne vom gândi la ele în orice moment greu din viață, pentru că Domnul Iisus nu minte, Duhul Sfânt nu minte. Dacă vrem cu adevărat, dragii mei, avem o șansă. Și aș vrea din toată inima să ne ridicăm în picioare și vreau să facem o rugăciune. Le vom despărți, dragii mei, după aceasta. Vom merge fiecare la ale noastre. Va mai fi încă o săptămână în viața noastră. Dar, vă spun sincer, pentru mine și casa mea, pentru copiii mei, pentru nepoței, pentru biserica Râul Vieții, eu mă rog Domnul din toată inima ca Duhul Sfânt să fie cu noi și să ne mângâie, să mijlocească pentru noi, să ne călăuzească în deciziile zilnice, să ne cârmuiască pe mare, pe marea vieții în furtună și pe cetea Lui să rămână în viața noastră printr-o mărturie. Ați văzut cuvintele acelea? Le întâlnim în fiecare zi în viața noastră. Dacă vrem să fim niște oameni al Lui Dumnezeu, care să avem pe Duhul Sfânt în viața noastră, trebuie să avem aceste cinci atribute. Aș vrea, potrivit cuvântului de dimineață, potrivit cuvântului care fratele Joseph l-a adus, potrivit cuvântului care Dumnezeu m-a folosit pe mine, dragii mei, haideți să facem o rugăciune și fiecare să ne coborâm în inima noastră, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute ca noi de azi înainte să nu mai fim victime niciodată, ci să fim niște oameni biruitori, oameni care spunem Ava, adică Tată, slăvit să fie Domnul. Haideți să intrăm în rugăciune și mă rog ca Domnul să ne asculte rugăciunea.
Dragii mei, mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie care l-am avut. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, care puteți să veniți miercuri la rugăciune, veniți, duminică va fi cina Domnului. Haideți împreună, anunțurile avem pe buletine și